Trei oameni, doi turiști și o localnică din satul Aibăntal au fost mușcați în ultimele săptămâni de cea mai periculoasă reptilă de la noi, vipera cu corn. Specialiștii recomandă atenție turiștilor care ajung în clisura Dunării sau la băile Herculane, unde viperele sunt tot mai prezente. Iar faptul că în drumeție turiștii au intrat tot mai mult în arealul acestor reptile le face să fie periculoase pentru aceia care nu sunt atenți atunci când pășesc. Trebuie să fii atenți la cărări, la potecile pe care merg. Din experiența mea proprie de ani de zile de când merg pe munte, am constatat că ele sunt pe lângă apă. În special, noaptea ele coboară ca să își prind prada lor. Șopârle, șobolani, șoareci, broaște. Da? Deci dacă faceți camping pe malul apei, vedeți că pe sub pietre, bolovani sau ce știu, tufe, s-ar putea să dați de o viperă. S-au mulțit în ultima perioadă? Da, s-au mulțit și au apărut viperele negre. Am înțeles că sunt repopulate de către cei de la Geopark, care vor să readucă fauna în ce era odată. Sunt locurile în care pot fi întâlnite viperele cel mai adesea, spune acest iubitor de drumeție, și în munții care străjuiesc stațiunea Băile Herculane, dar și în clisura Dunării, vipera cu corn poate fi foarte des întâlnită. Reptila fuge în general de oameni, dar în situația în care habitatul ei este călcat de om, dacă se simte amenințată, atacă. De aceea, cunoscătorii spun că turiștii trebuie să fie atenți, mai ales dacă pornesc în drumeții, mai întâi la cum se îmbracă și apoi pe unde pășesc. Sunt oameni în care spun că turiștii ar trebui conștientizați mai bine de pericolul viperei cu corn. Vipera nu o să stea pe un traseu turistic unde oamenii se mișcă, acolo nu o să fie vipera, dar noi știu, știu de mic faptul că în anumite zone sunt vipere. Într-o pădure de pin, cum avem noi în zona parcului pe la Dunăre, știu sigur că este vipera, pentru că sunt locuri deschise, intră lumina în pădure și în acele pete de lumină vipera se încălzește. Știu aceeași chestie că într-o pădure de goron este vipera, de obicei pădurea de goron este cu o zonă puțină stâncă, puțină piatră, la fel un habitat foarte bun pentru viperă și știu că într-o pădure de fag mai rar să găsesc viperă, pentru că acolo este multă umbră și vipera nu îi place umbra. Să fie foarte atenți, să fie încălțați corespunzător în primul rând, pentru că o încălțăminte adecvată te poate feri de multe pericole, printre care și o luxație, nu neapărat un pericol de origine animală. Să fie atenți acolo unde se așează, unde pun mâinile, de preferat să, adică nu de preferat, obligatoriu să urmeze potecile marcate, pentru că sunt cele mai vizitate și automat animalele se retrag din calea oamenilor. Și să nu le ia în mână, mare, foarte important, să nu creadă că orice boată e boată. În clisura Dunării sunt proprietari de pensiuni care își avertizează oaspeții cu privire la faptul că pot întâlni vipere în zonă. O spun și acești doi turiști plecați în drumeție. Trebuie să avem grijă, de n-auzite s-au înmulțit și sunt foarte periculoase și de aceea ar trebui să nu ne băgăm în căsuța lor, cum s-ar zice. Vă e teamă? Mie da. E normal să ne fie teamă. Zona, am înțeles că am o prietenă din partea din Rățăva și am luat pe care la statuie. Înțeles de ce ne spunea Marcaciu, că unul dintre citorii care au participat la lucrare ar fi murit mușcat de vipere. În ciuda avertizărilor, sunt și situații nefericite. Trei oameni au ajuns la spital mușcați de vipere. Din fericire, unitatea sanitară a avut serul salvator. La momentul actual, unitatea noastră primiri urgențe este aprovizionată cu 3 doze. Inițial au fost 7 doze de ser antiviperin, dar s-au prezentat 3 cazuri, 2 turiști din zona Băile Herculane și o localnică din clisura Dunării. De asemenea, o doză a fost redirecționată către UPU Arad. Mai bine de 500 de euro costă la noi în țară o fiolă de ser antiviperin și poate fi cumpărată de spitale doar de la compania Unifarm. Mult mai ieftin este serul salvator la vecinii din Serbia, unde acesta costă doar 15 euro.